Salut, 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 salut. Mulțumesc, mulțumesc. Nu știu ce spirit de observație aveți voi aici, dar eu am o condiție, sunt mai înalt. Prietenii reali îmi zic nănou, prietenii imaginari pantera. Eu cred că e înalt. Eu nu cred. Eu nici nu pot să-mi imaginez cum cineva e înalt. Problema atunci când ești înalt e că foarte multă lume spune doar întrebări idiote. Eu, de exemplu, am ajuns ca toți oamenii care mă întreabă cum e vremea acolo sus, consider automat că sunt cerul de oameni care se uită la Insula Iubirii, de mai multe ori la același episod, ca să-l înțeleagă, și dau share pe Facebook la fă testul ăsta și află ce tip de pâine ești. M-a întrebat un băiat odată dacă noi ăștia înalți avem un club al nostru, i-am zis că da și când ne întâlnim, dacă întârzii vreunul dintre noi, doar ne uităm în zare, vedem dacă e pe drum sau nici n-a plecat de acasă. Eu nu prea înțeleg glumele astea. În sala ședinței avem două tablouri către care ne ieșe în jurămintele. Unul cu Ghiță Mureșan, celălalt cu Păsări Lăslungilă. Sunt așa înalt că prietenii m-au luat la Untold doar ca să știi unde să întoarcă după ce și-au bere la bar. I like it. I like this. Mă cam deranjează faptul ăsta că sunt înalt, după cum v-ați dat seama, dar cel mai tare mă deranjează babele care mănâncă înghețat în public. Da, vreau și eu. Nu știu dacă le-ați observat. Mamă, mamă. Mă deranjează foarte tare babele care mănâncă înghețat în public. Cred că ar trebui să fie o limită de vârstă pentru asta. Oricum, ca babă, ești deranjantă vizual dacă mănânci orice. Dacă mănânci înghețată, ești și vagabond un pic. Îți place să instigi. Da, na, la vârsta aia te bucuri să instigi orice. Dar ar trebui la fiecare stand înghețată să aibă un tabel cu guri acceptabile. Dacă ai buzile Antoniei, recomanda să mănânci câte două odată. Dar dacă ai gura bună numai de pupa moaște, ia doar la pachet. Mai e și de ciocolată. Eu și consider că doar copiii din familie cu bani au bunici, copiii normali au mamaie și tataie. În primul rând, cuvântul folosit, dacă vă gândiți puțin, mamaie, tataie sunt derivate la mamă, tată, reprezintă niște extensii ale lor. Când bunici, de unde vine cuvântul ăsta? De la bun, bună, ok, știu. Dar să fim serioși, normal că sunt buni când îți dau câte 5 milioane de colind. Fără măcar să-l cânti. Un copil care merge la mamaia și tataia abia așteaptă să mănânce ce îi face mamaia, să joace, nu știu, table cu tataia. Unul care merge la bunici, nu merge, îi sună cu FaceTime. Plus că bunicile și proaste, știți doar din povești. Ce-a făcut vreodată o bunică notabil în afară de a fi mâncată de lup? Mâncată de lup și un de lemn, atât. Singurile lor realizări. Un de lemn fiind și cel mai penal cuvânt vreodată. Să-ți și ulei în... Măte. Un de lemn e sperma lui Pinocchio. Oh. Da. Ca să... S-a râs în car. Da? Ca să nu vă las cu gândul ăsta cu ce ejaculează Pinocchio, o să vă spun o poveste de când mergeam la birou, de mult înainte de pandemie. A venit un coleg la mine la birou și mi-a spus dacă pot să trec pe la el la birou ca să-l ajut cu ceva. Eu i-am răspuns, te ajut dacă e, și nu m-am mai dus niciodată să-l ajut. Și am realizat puterea acestei expresii, dacă e. E foarte utilă. Foarte. Mai ales în relații, vă recomand. Îți lași mereu o portiță deschisă la sfârșitul oricărui răspuns. De exemplu, dacă ea te întreabă, vrei să mergem la mama în weekend? Mergem, dacă e. Vrei să ieșim colega mea și soțul ei? Ieșim, dacă e. Crezi că relația noastră e o relație serioasă? E, dacă e. Tot așa. E super util. Fain. Singurul risc e să nu cumva să fii întrebat dacă e ce. Atunci te cam blochezi. De exemplu, dacă ea te întreabă, vrei să facem revelionul cu prietenii mei? Tu o să fii, facem dacă e. Dacă e ce? Eroare. Te-ai blocat. N-ai cum să-i răspunzi sincer. Să-i răspunzi sincer ar însemna să-i spui, dacă e ca toți prietenii mei să facă pojar, Dan Negru să facă pojar, eu să fac pojar, atunci poate fac revelionul cu prietenii tăi. Dar nu poți să-i spui asta pentru că o să superi. Și ca să nu se supere, o să încerci să inventezi ceva pe loc și o să fii, dacă e să... Mai fim împreună până la revelion? Da! Și tot nu mulțumește nici răspunsul ăsta. Și mie, iar, e o expresie foarte interesantă, și mie e treapta dintre nimic și te rog. E cea mai mică formă de politețe vreodată. Toți cerșetorii spun, dă și mie un leu.
niciunul nu spune dă un leu, ar mai fi cerșetorii, ar fi bullying. Și niciunul nu spune dă un leu, te rog, sună prea educat, prea formal. Și cu așa educație ce trebuie un leu la mine. Dar în relații, în schimb, e mult mai dificil de folosit și mie, să poți sca foarte, foarte ușor confuzii. De exemplu, dacă ți întreb prietena, îmi faci și mie o... Ea o să te întrebe, cum adică și mie? Adică după atâtea făcute, vrei să-ți faci ție una? Asta mă întreb, nu? Și nu vrei să treci prin toată cearta asta, să te chinui să explici că nu la asta te-ai referit? Oricum, ești sigur că e foarte bună la asta, chiar dacă n-am mai făcut-o niciodată. Și oricum toate astea, ca la sfârșit răspunsul ei să fie, îți fac, dacă e. Da. Vă mulțumesc frumos. Bine, bine. Cu ce echipa asta, frate? Foarte bună, toată echipa, nu? Salut, salut. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Am o problemă. Vrea prietena mea să ne luăm câine acum. Știu că e o responsabilitate mare, e un pas mare pentru relații, un țăruș în anus pentru independența mea, dar sunt de acord în principiu că îmi plac câinii. Să bucur mereu când te văd, sunt loial, ești link singur. Ce vreau zic că e ca și avea multe de învățat la un câine. Singura mea problemă e că prietena mea vrea să luăm un câine mic, pufos. Și eu nu vreau să ies să plimb un breloc de la. Da. Nu vreau să ies să plimb un breloc de la. Pentru că am uitat materialul. Vă veniți, credeți că am uitat materialul în timp ce îl dădeam? Material de 2 ani. Material pe care îl dau de 2 ani. Da, aia l-ai uitat. Da, 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 da. Ai venit prea sigur pe el. A, da, gata, gata, gata. Hai. Eu nu vreau să ies să plimb un breloc de la, după cum vă ziceam. Pentru că mă gândesc, nu acum ar fi, să ies cu pufosul ăla la plimbare, să mă întâlnesc cu băieții de pe stradă la mine, toți să fie cu câinii lor. Aia toți cu pitbull, rottweiler, cerber, nu știu eu ce rase. Cerber. Toți să fie la modul atentat, la picior. Și ies arsură. Să vin și eu cu un pomeranian. Așa. Hai de borcănaș cum ieri. Să-i salutăm pe băieți. Ar fi ok. Tentat, am avut coșmaruri cu asta. M-am trezit acum câteva nopți transpirat din somn, strigând borcănaș cum ieri. S-a trezit și prietena mea că m-a auzit și s-a supărat pe mine că a crezut cu un șel și că așa o alint eu pe fata care e un șel, borcănaș cu miere. Nici nu am cumpărat câinile astea și uitați-vă câte probleme îmi creează deja. Și acum problema e că nu știu altfel cum să mă împac cu ea decât chiar să mă duc un pufos acasă. Și altă problemă e că acum chiar trebuie să încep să-i spun borcănaș cu miere fetei care e un șel, doar ca să nu fie degeaba toată cearta asta. Bine, bine, bine. Da. Dar măcar nu vrea pisică. Pisicile cică au nouă vieți. Vă dați seama că de mult au încercat oamenii să scape de ele și n-au reușit. Dacă au ajuns să creadă asta. Pe vremuri am citit undeva că le băgau câte 5 într-un sac dimineața și le aruncau în râu. Seara erau înapoi în curte, mi-or la iau aiurea. Și doar două din ele erau ude. Da. Sunt foarte dubioase pisicile. Mă întreb oare cum își menegeriază ele alea nouă vieți ale lor. Oare stau așa adunate mai multe într-un gang în fața unei alimentare și la un moment dat spune una dintre ele, hai fă că intru eu să fur un pește, că sunt forță pe vieți, mai am trei. Intră, fur un pește și au un mătur în cap, dar pleacă de acolo relaxată, nu? Crede că mai are două vieți. Și după câteva minute o găsesc prietenii ei pe marginea drumului și toate sunt, dar nu mi-explic, mai avea două vieți, era o pisică bună, nu s-a certat niciodată cu nimeni. Nu Dumnezeu, mai avea două vieți, nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat aici. Și dintr-un gang întunecat așa se apară mama pisicii moarte, cu o glugă pe cap, foarte gravă așa. O viață o pierduse la naștere, dar n-am avut eu puterea să-i zic. Oh, excelent! Și de ce aș vrea pisică? De ce aș vrea să cumpăr o ființă care atunci când mă întorc acasă de undeva stă urcată pe șifonier să uită în jos la mine așa scârbită? O am deja pe prietena mea care să facă asta. Nu e nevoie. Și măcar ei știu ce mâncare trebuie să-i pun ca să coboare după șifonier. Nu trebuie pisică. Da, am un văr căruia atunci când era copil nu-i plăceau pisicile sau câinii, îi plăceau caii foarte mult. Dar la modul extrem, deja devenea dubios să identifica cu un cal aproape. La modul de fiecare dată când trebuia să merg la el în vizită, știam că o să ne jucăm de-a Hergelia. Când a fost prima oară la mare cu părinții lui și l-au plimbat pe un ponei,
Aia a fost prima noapte când și-a dat drumul în somn. Când s-a mai mărit și stătea singur în camera lui, părinții lui știau mereu când se masturbează, pentru că necheza mereu când avea orgasm. A fost dubios, a fost dubios, nu vă mai povestesc. Dar nu m-am mai văzut foarte mulți ani cu vărul ăsta al meu și ne-am văzut recent acum la o nuntă. Cum te vezi cu verii, na, la o nuntă. Și părea absolut normal omul. Absolut ok acum. În afară de faptul că Gagic să avea fața cam lungă, nu mi-amintea nimic de pasiunea lui. Dar s-a îmbătat vărul meu la nunta asta și mi-a propus la un moment dat să furăm noi doi mireasa. Eu am acceptat și am mers, am luat mașina și am plecat toți trei la un pub. Dar după câteva minute acolo am observat că am rămas singur la masă și am început să-i caut pe acolo. M-am uitat peste tot, nu-i găseam. Am ajuns la baie, era ocupat și așteptând la ușa de la baie, am auzit dinăuntru un... Ne-am dat seama imediat ce se întâmplă acolo. I-am așteptat să iasă când au ieșit. Mireasa era toată răvășită, puțea numai salam de Sibiu. Vărmiu pufoia într-una la mine și bătea din picior. N-aveam cum să mă mai întorc el în starea asta la nuntă, vă dați seama. Așa că i-am dat plicul cu darul și cheii la mașină Mirese. Eu am încălecat pe vărmiu și am plecat de acasă. Vă mulțumesc frumos că a fost Alex Dobrădă. Yeah, despre asta vorbim. Asta se întâmplă aici. Salut. Da, cazul meu social nu e că am avut probleme cu inima când eram mic. Cazul meu social e că am muncit la casino acum câțiva ani. Am muncit la casino, da, ok. Am muncit la păcăneli. Nu e ca și cum dădeam cărțile la Blackjack, doar duceam cafele oamenilor cu 10 clase. Dar nu, nu, nu erau toți așa, nu erau toți așa. Unii nei mai beau și cappuccino. Ce am observat cât am muncit acolo e că vin foarte multe tipologii de oameni să joace la păcănele. Foarte mulți, nu vă imaginați cât. Bine, eu ca angajat atunci aveam doar două mari categorii, aia care ne lăsau bacșiș și aia care își beau cafeaua cu lapte scuipat. Da? Ei erau de foarte multe tipuri. Dar erau foarte, foarte multe categorii de oameni care veneau acolo. De exemplu, veneau studenți care jucau o singură zi pe săptămână, duminica, seara, mai pe seară. Nu-i vreun motiv religios pentru asta. Jucau duminica pentru că duminica dimineață găseau aia 100 de lei în pachetul primit de acasă. Știu asta pentru că și eu mă întâlneam că e la gară, când luam pachetele alea. Veneau bunicuțe aranjate, cochete, să pregăteau frumos acasă și veneau să bea un frapeu și să joace pensia. Că doar na, dă-i mea nepoți, ce n-au părinți. Erau nepoți care își băteau bunicuțele și veneau să le joace pensia. Că doar na, dă-le mea de bunicuțe, ce n-au seriale turcești. Dar cei mai întâlniți oameni care veneau să joace la păcăneli erau bărbații care jucau fără să știe femeilor că fac asta. Și îi recunoșteam de obicei după cum se dădeau capul de ușă de fiecare dată când fugeau să răspundă la telefon afară. Dar acum o să mă adresez doar femeilor din public puțin. Dacă aveți dubii despre partenerul vostru, dacă, de exemplu, întârzii nopțile, vine spre dimineața acasă și nu știți unde a fost, nu înseamnă că vă înșeală, joacă la aparat. Dacă o săptămână întreagă vă ține pe sandwich-uri la Mega și apoi brusc un weekend la munte, joacă la aparat. Dacă azi are iPhone 11, mâine Alcatel, poi mâine iar iPhone 11, joacă la aparat. Dacă după sex vedeți că prezervativul a rămas gol și credeți că a mimat orgasmul, nu e adevărat. Orgasmul l-a avut, dar a dat un dublaj și l-a pierdut. Nu-i mereu roșii neagră, ce să faci? Da? Eu am 28 de ani și mi-e foarte greu să-mi fac prieteni la vârsta asta acum. Bine, mi-e și mai greu pentru că de fiecare dată când încerc să-mi fac prieteni noi, ideea prietenei mele, nu a mea, o face să fie mai dificil. Dar eu până la 28 de ani mi-am filtrat toți prietenii, astfel încât am rămas doar cu aia care pot să vorbesc despre fotbal, filme sau alți prieteni care nu-s de față. Acum ce să fac? Să iau un prieten nou de la zero? Să încep să le duc, să nu cumva să apuce să-mi povestească ce zi lungă a avut el. Nu prieten nou, nu vreau să aud cum ai fost tu nici. Nu vreau să aud cum te-ai învârtit o grămadă, dar măcar ai găsit niște scaune drăguțe. Singura situație în care vreau să aud povestea ta e dacă povestea se termină cu și apoi femeia care a rămas în țâțile goale a început să arunce hot dog în cealaltă. Atunci sunt interesat, altfel nu. Majoritatea oamenilor au povești inutile. Doar expozițiuni, niciun fel de intrigă. M-am întâlnit recent cu un fost coleg de muncă
Da, și el tot de la Păcănele, da. Om, un om cu multe cafele duse la viața lui. M-am întâlnit cu el recent pe stradă, om pe care nu l-am mai văzut de 5 ani și l-am întrebat de reflex ce face. Și răspunsul lui, după ce nu ne-am mai văzut 5 ani, răspunsul lui la ce face a fost: păi, am fost până la bancă să rezolv cu un card mai vechi, ne-am luat și umbrela asta la mine, că era cam înnorat, dar văd că n-a mai plouat. Am cam stat la coadă la bancă, într-adevăr, dar am rezolvat până la urmă. Pe drum înapoi mi-am luat și două merdenele și acum mă duceam spre casă. Ce mă te fac eu cu toată informația asta acum? Nu... Nu puteai să zici bine și să treci mai departe ca un om normal? Crezi că dacă chiar m-a interesat ce faci, nu scriam eu în ăștia 5 ani? Nu înțeleg. Dar... N-a avut niciun fel... Era o poveste foarte bună dacă avea o intrigă acolo, măcar să fi zis că și-a uitat umbrela la bancă. Sau, nu știu, a găsit un inel într-una de merdenele, acum nu știi, să întreabă dacă patiserul a greșit sau chiar era pentru el. Sau, pe drum înapoi spre casă l-a oprit un boschetar să-i ceară niște bani, el i-a oferit o merdenea, boschetarul l-a scuipat, dar noroc avea umbrela. Era ceva acolo. Da. Nu comunic destul. Asta e. Toate fetele care am fost mi-au spus că nu comunic destul. Ok, ambele fete mi-au spus că nu comunic destul. Ok, mi-a zis o fată că nu comunic destul, da? Dar bine, ea și consideră că nimic nu fac destul. Nimic din ce fac nu-i destul. Nu comunic destul, nu fac duș destul, nu strâng după ce îmi tai unghiile la picioare în sfragerie destul. Nimic nu-i destul. Dar de fiecare dată când se întoarce acasă de la muncă și mă întreabă ce ai făcut azi, eu îi răspund bine. Ce ai vrea să zic mai mult? Fii atentă, mi-am pus 2 ardei un plus la încălzire, la microunde. Și ar fi bine să stai jos pentru asta. Tot reși pe înăuntru erau când i-am scos. Bravo. Și de ce să spun toată asta? De ce să-i spun toată asta? Doar ca apoi să poată ea să-mi spună pentru că nu e încălzit destul. Vă mulțumesc frumos, a fost Alex Dobrotor. Bravo. Hey! Salut. Salut! Să închizi un show în stand-up este cel mai greu lucru. După ce urcă cineva și e bine, după aia mai urcă cineva și ridică și mai urcă și mai urcă, să vii tu, trebuie să ai o foarte mare încredere în tine. Trebuie să fii foarte, foarte stăpân pe tine și foarte pregătit. Da. Eu am fost obligat contractual să merg la pescuit. Așa e când nu te uiți la ce semnezi. Da, așa se întâmplă. Eu nu prea înțeleg pescuitul ăsta, nu prea înțeleg plăcerea în el. Sunt și din Brăila și am o grămadă de prieteni care așa se relaxează, să trezesc la 5 dimineața să cumperi râme. Asta, pentru ei așa începe o duminică relaxantă. Și oamenii ăștia care merg la pescuit au și o grămadă de vorbe ale lor acolo. O vorbă de-a lor este că orice problemă nerezolvată se poate face uitată dacă mergi la pescuit. Eu aș zice că orice problemă nerezolvată se poate face uitată dacă mergi la un film, la un meci de fotbal, un priveghi, orice altă activitate care are o urmă de entertainment în ea. Nu înțeleg cum poți să stai 8 ore să te uiți la o apă pe un scaun și să nu te gândești fix la problemele tale de atunci. Bine. Da, mă. Plus că dacă problema ta e când ai uitat să pui plasă țânțar la balcon, nu cred că petrecutul serilor de vară pe o baltă te ajută să uiți de asta. Da, mă rog, așa o gândesc eu. Da, să lăsăm pescuitul, să trecem la chestii mai entertaining. A murit mamaia. Ok, nu trebuie să vă pară rău, măcar acum stau și eu singur în cameră. Nu, glumesc. Nu mai stau cu ea în cameră de la 25 de ani. Da, a murit mamaia și am fost câteva zile acasă să petrec timp cu ai mei. Și acum mama crede că ne bântui mama aia. Da, pentru că să tot deschid uși prin casă, să dărâmă chestia iurea, crede că ne bântui mama aia. Mie nu prea vine să cred, pentru că mama aia era cea mai disperată de ordine și curățenie babă pe care o cunoșteam. La modul că avea 2 seturi identici de mileuri, că atunci când spală unul să-l pună repede pe celălalt, să nu cumva stea bibelourile direct pe mobilă, să nu răcească probabil sau ceva. Și acum să cred că doar pentru că e fantom a început să facă dezordine. Nu. Ca să cred că mă bântui mamaia, ar trebui să văd cum să ridică șosetele murdare din cameră, să duc la coșul de rufe. Nu știu. Excelent. Bine. Da?
Las televizorul pe Eurosport, îl găsesc pe Edno. Îmi pun trei sarmale în farfurii, mai sare singur una din oală. Chestii genul ăsta m-ar convinge că mă bântui mama aia. Am încercat să-i explic asta lui maică mea, dar mi-a spus că e o teorie foarte bună, dar ce nu știu eu este că foarte mulți oameni, fix înainte să moară în momentul ăla, atunci orbesc. Și de-aia drăm acum chestii prin casă, că nu le vede, să lovește de ele. Nu. Așa că acum am fost și am cumpărat un câine utilitar pentru orbi. Da. L-am cumpărat bătrân și așteptăm să moară să o ajute pe mama aia prin casă în această față. Da. Excelent. Da. Da. Voi ați sărbătorit Paștele? De asta am venit aici să aflu dacă sunteți niște buni creștini. Da. Eu am făcut Paștele cu prietena mea la țară, la ea, cu rudele ei. Eu am insistat, vă dați seama, ea mi-a zis să rămânem în București, o să mă joc pe PlayStation, ea să mă lase în pace, dar eu am zis, nu, mergem la tine la țară să-ți cunosc rudele, și a acceptat. A acceptat când știi de frică. Dar pe drum încolo trebuie să recunosc când făceam ceva griji, era prima oară când urma să-i cunosc, nu știam dacă o să mă placă sau nu, dar mi-am dat seama că tot a fost mai bine decât să făcut cu familia mea, acolo deja știam că nu mă place nimeni, mai ales acum că a murit mama aia. Dar am ajuns acolo la țară, la prietena mea și am început să-i cunosc familia pe rând. Printre care vreau să zic că printre rudele ei era și o verișoară de ei, care arăta la fel ca ea, doar că era cu 2 ani mai mică, avea botox, silicoane și n-avea baculoat. Varianta e mai bună, mai pe scurt. Aia era combinată cu un cu grec. Nu spun grec pentru că atunci ar fi însemnat că grec e caracteristica lui principală. Dar nu, era un grec. Prima oară când... Bă, ce bună observație! Mai mult decât grec. Da, prima oară când a vorbit, i-am recunoscut accentul de... Eu abia apoi cel de grec. Da. L-am recunoscut pentru că și eu încerc scap de el de câțiva ani de zile. Da, da, da. Da, mai era acolo și nepotul prietenei mele, care are 15 ani să crede satanist. Și eu, cunoscându-l de 10 minute pe băiatul ăsta, am început să-i spun cum nu e ok să fie satanist la 15 ani. I-am spus că e doar o fază la vârsta asta, poate să treacă peste oricând. Nu e ca și când dacă se lasă azi de satanism, mâine o să fie cineva dezamăgit. Mamă, ce fătălău e Mihnea, n-a rămas satanist pe viață. Nu, e ok. E doar o fază, poți să treci peste oricând la 15 ani. Tot timpul ăsta prietena mea îmi dădea picioare pe sumasă să mă opresc, să nu mai vorbesc cu el, dar el mi s-a deschis după ce i-am zis toate astea. Și mi-a spus că el de fapt e satanist doar cu familia, cu prietenii gay. Da. Da. Ba. Da. Very nice. Excelent. Și mi-a explicat apoi că o să le fie mult mai ușor celor din familie să împace cu ideea că e gay după ce au acceptat deja faptul că e satanist. Da. Ori e cel mai deștept băiat 15 ani pe care îl cunosc, ori și faptul că e gay doar o fază. Da. Apoi când am ajuns seara cu prietena mea în cameră, vă dați seama că m-a certat o grămadă, mi-a ținut morală, că nu e ok să-i spun eu băiatului cum să-și trăiască viața. N-a apreciat când i-am zis că la ea am învățat cum să fac asta. Dar apoi am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că eu încercam să-i dau sfaturi băiatului ăsta, dar eu sunt ăla care are de învățat la el, eu ar trebui să iau exemplu. Așa că pe drum înapoi de la țară i-am zis prietenei mele că sunt impotent și nu mai putem să facem sex. Și acum aștept să-mi pace cu ideea asta, ca apoi să-i spun că de fapt sunt bisexual și vreau să o facem în trei, noi doi și nepotul. Cred că o să accepte mai ușor. Cred că o să accepte mai ușor. Vă mulțumesc frumos, am fost Alex Dobrote. Asta a fost, frații.